SCM Pitești va fi pregătită de către Iordan Eftimie, cu obiectiv clasarea pe locurile 1-7 în sezonul competițional 2017-2018 al Ligii Secunde la fotbal. Tehnicianul în vârstă de 56 de ani a făcut parte în ultima perioadă din staful grupării CSM Ioveni, iar în cariera mai pregătit echipe precum FC Argeș, Oltul Slatina, FC Caracal și Aro Câmpul Lung. Mă bucur că am semnat cu SCM Pitești. Este un proiect serios care m-a atras încă de la început. Îmi doresc să fac o treabă cât mai bună și vom încerca să ne batem la promovare. Mi-aș dori ca echipa să intre în noua ediție de campionat cu denumirea de FC Argeș, a declarat Iordan pentru site-ul oficial al SCM-ului. Antrenorul proaspăt instalat la cârma echipei din Trivale a făcut deja un apel către microbiști să vină și să susțină echipa de pe stadion.